Pe final, aș vrea să discutăm, domnule Gurane, și despre campania de vaccinare, care vedem că nu prea mai merge în ultima perioadă. Suntem pe penultimul loc, că nu e, la vaccinarea cu cel puțin o doză. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Ce nu mai funcționează în campania asta de vaccinare? Campania de vaccinare este influențată de scepticismul oamenilor. Sunt sceptici mulți români, spunând că, într-adevăr, a existat și o intoxicare din partea unora, să se spună că nu sunt în regulă vaccinurile și așa mai departe. De multe ori s-a făcut din țânțara măsar, s-a spus că au pățit anumiți oameni, dar lucruri concrete nu prea sunt. Nu prea au fost cazuri de reacții adverse deosebite și realitatea este următoarea. Singura soluție o reprezintă vaccinarea. Chiar ieri m-am întâlnit cu o delegație din Israel și ne spuneau ce s-a întâmplat la ei, că la ei vaccinarea a fost obligatorie și că în momentul de față nu mai există absolut nicio problemă. Deci infectarea este la nivel zero deja în Israel și totul funcționează normal, începând de la activitatea economică, sportivă, socială. Oamenii nu mai poartă măști, oamenii nu mai se feresc în momentul de față pentru că s-a făcut o imunizare în masă. Deci se demonstrează că doar așa putem să realizăm acest lucru. Este adevărat că sunt oameni care, pe efectiv, scuzați termenul, dar ne și înjură uneori când spunem acest lucru. Noi ne-am vaccinat, majoritatea politicienilor ne-am vaccinat pentru că am înțeles acest lucru, nu avem efecte adverse, nu avem probleme și uitați-vă că dacă înainte aveam 10.000 de infectați, 15-20.000 pe zi, în momentul de față avem 100 și ceva de infectați, cu toate că nu avem un grad de vaccinare foarte mare. E adevărat că unii s-au imunizat prin contact, prin îmbolnăvire și prin s-au vindecat după aceea. Dar cred eu că trebuie să fie mai mulți oameni care explică și oameni pentru că sunt specialiști, pentru că am văzut de foarte multe ori oameni care n-au nicio tangență cu sănătatea, dar sunt formatori de opinie și dau niște verdicte atât de sigure că nu e în regulă, de zici că ei au inventat sau nu boala sau vaccinul. Cred că va trebui să continuăm conștientizarea populației. Uite, vă dau un exemplu. Eu sunt președinte la Dâmbovița. Începând de mâine e o campanie foarte puternică de promovare și va fi un fel de maraton la nivelul întregului județ, cu premii acordate ca să stimuleze oamenii, poate în felul acesta înțeleg să vină la vaccinare și sper să aibă succes și sper să înțeleagă cât mai mulți oameni că doar ați. E o campanie susținută de cine anume? Este susținută de o societate particulară, importantă în România și cu colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, cu Prefectura. Credeți că ar trebui să gândească guvernul astfel de acțiuni pentru a încuraja vaccinarea? Cred că și asta trebuie făcut. Din păcate, știți, binele uneori trebuie împănat cu fel de fel de metode pentru a ajunge la acest lucru. Oricum, oamenii trebuie să vadă că a scăzut totuși foarte mult, pentru că în realitate este s-au vaccinat în primul rând persoanele vulnerabile, cei care sunt la o anumită vârstă sau cei care intră în contact permanent cu populația și asta se vede. Eu sper să nu mai existe un nou val și să ne ducem spre zero încet încet și prin vaccinare și prin imunizare prin îmbolnăvire și imunizare, ceea ce se întâmplă, să ajungem să fim o țară sigură din punctul ăsta de vedere, să funcționeze din nou economia, turismul, activitatea sportivă, socială, culturală, totul să revină la normal.